Lume trebuie să plec în poiană, dar Cornel se simte rău, Cornel e un prieten de-al meu și nu mai merge în poiană și așa că mergem pe cărbunare și prietenul meu, Ionatan, mi-a dat un GoPro Hero 7, ultimul model, e bestial ăsta și o să mă dau cu snowboard-ul pe cărbunare, adică la mine în oraș, pe un deal, la trampoline de schi, unde se ține și concursul mondial de fete, la schisărituri, cred. O să mă duc acolo cu ai mei și o să mă dau pe o pârtie și o să filmez cu GoPro. Uitați ce bestie. Abia aștept, o să-l pun pe piept, cam chest mount, sau dacă nu o să-l țin așa o să văd. Și să sperăm că nu o să-l stric. Și ăsta o să fie așa un vlog cu snowboard-ul, chiar dacă nu e în poiană, măcar mă dau pe un deal, ceva. Încerc să cobor pe spre să fie zăpadă. Lume, deci sunt pe pista de biatlon. La noi se ține un concurs pe acolo undeva. M-am furișat fără să vadă nimeni. Și acum o să încerc să cobor pe dealul ăsta, cam așa. O să pun GoPro pe piept. E GoPro 7, se vede super fain și trebuie să se audă super fain. Hyper smooth. Aici peisaj frumos, pe Valea Cărbunării. Placa mea. Și o să pun pe piept și o să ne dăm o dată și pe aia o să mai găsim alte trasee. Mă gândeam, dacă am viteză de aici, să vin să sar pe aici, după aia să continui jos. Dar să văd dacă am viteză. Haideți să-i dăm drumul. Foarte puțin și nașpa. Adică, mă rog, ok, foarte puțină viteză și e, cred că, cel mai abrupt deal de aici. Da, o să ne continuăm căutarea de chestii mai abrupte, pentru că asta a fost destul de nașpa și prea puțin. Îmi pare rău că n-am filmat în poiană, că acolo erau trasee de 1,8 km și era super, super interesant. Doar că n-am capac la GoPro și acum am GoPro-ul lui Ionatan, GoPro Hero 7, deci e super. Acum o să caut, nu știu, altceva, unde să mă dau. Și o să filmez din perspectiva, o să țin așa GoPro și o să mă dau. Nu mai țin pe piept, pe nu se vede cine știe ce. Lumea, cam am abandonat un pic traseul. Am luat-o prin pădure, aici faci stânga, dreapta, pardon. Și da, o să mă dau. Sper să fie fain, nu știu cum să pun GoPro, mă gândeam să-l țin în mână. Dar arăta fain să vedeți și voi drumul. Așa că cred că o să-l pun pe piept din nou. Am cam blocat. Lume, mai încercăm să ne dăm, poate găsim ceva. Ăla era, nu era drum bătătorii, de aia mă afundam tot. Și nu prea găsesc pe aici un traseu fain să mă dau. Acum o să coborăm o pantă normală. Pantă, un drum, neapărat pantă. Mai încerc o dată traseul pe care am urcat, pe care am coborât prin pădure, l-am bătătorit. Acum mai încerc o dată, poate merge. Mai ca lumea. Sper.
Lumea asta e ultima oară când mă dau pe aici, nu știu. M-am urcat un pic mai sus de aici, m-am dat data trecută și m-am urcat un pic mai sus să pot lua printre pomii aia, pentru că data trecută am căzut și sper să fie asta cel mai bun, dacă nu asta a fost, nu știu. Văd ce să mai filmez, dar chiar nu am pe unde să mă dau. Hai să-i dăm bici. Deget în jos pentru că am căzut acolo. Deci nu știu, nu prea văd bine cu ochiari. La un moment dat mi s-au și aburit. Da, n-am unde să mă dau. Ultima pantă. A fost un haos, da, nu prea am avut cum să mă dau. Dar sper că v-a plăcut. Și cam asta a fost cu acest clip. Sper să vă abonați, să dați un like. Curând o să încerc să postez vloguri cu trota. Sper să fie vremea mai bună. Eu am fost Nati și v-am pupat. Ciao!